Deci este foarte grav. Da, e nasol. Încă nu... Ce club este? Ce a fost bambu aici. Când a fost făcut apelul și cum s-a intervenit? În cât timp? În jurul orei 1 și un sfert. S-a primit în anunț pe 1-2. Este un incendiu la drumul bambu, din Mamaia. La fața locului a venit în primă fază echipajul din care l-avem dislocat la Hotel Tonis, din punctul temporar de stingere. Ulterior, la 10 minute, au venit și din oraș primele forțe. Actualmente lucrăm cu forțe din 3 detașamente și din stația media. Avem în sprijin și 2 servicii private de mașini. Incendiul s-a manifestat violent după apreciarea noastră. A fost anunțat cu întârziere sau undeva cu întârziere. Când a ajuns prima la sursă, la fața locului, incendiul s-a manifestat cu violență în interior. Probabil în 2 ore vom lichida toate focarele. Deci trebuie să intrăm, să luăm totul, să nu mai rămân nimic și ulterior să stabilim cauza și prejurile incendiului. Ce forță au fost? Deci am avut forță din detașamentul Pala, din detașamentul 1, Constanța, Ripic, la port, la stația media, 2 servicii private cu câte mașini nevoie de 5. Avem 8 mașini de 5.